Doamne Iisuse Hristoase, în această zi a odihnei și a binecuvântării, ne aducem înaintea Ta plin de recunoștință și umilință. Îți mulțumim pentru harul și iubirea Ta neîncetată, pentru că ne ajuți să ne concentrăm asupra lucrurilor cu adevărat importante în viață, să ne îndepărtăm de lucrurile care ne sufocă fericirea și pacea. Dă-ne răbdare și încredere să acceptăm cu înțelepciune și înțelegere momentele în care trebuie să așteptăm răspunsuri la rugăciunile noastre. Păstrează-ne, Doamne, sub protecția Ta și umple-ne inimile noastre cu pace și bucurie în această zi de duminică. În numele Lui Iisus. Amin. Doamne ajută-mă.